Bun găsit, stimați prieteni, la o nouă ediție a emisiunii noastre. La edițiile trecute ale emisiunii Modelele și Valorile de lângă noi, am avut ca invitați personalități din domeniul învățământului, din lumea științei și culturii, oameni cu o vastă operă alcătuită din lucrări care ocupă multe rafturi de bibliotecă. Astăzi ne vom întâlni cu un alt gen de invitat, un om care și-a întemeiat existența pe valori la fel de importante cum sunt voința, credința, demnitatea și, nu în cele din urmă, încrederea în oameni. Originar din Trifești, Iași, mai exact din satul Hermeziu, acolo unde se află casa muzeu a lui Costache Negruții, patronul spiritual al celebrului colegiu din Iași, domnul Ion Anton, de profesie inginer, este un peregrin prin lume care, atunci când a plecat din România, și-a luat cu el dorul de neam și țară, purtându-l în suflet peste tot pe unde a umblat. Nu este un spirit aventurier. A plecat în lume fiind constrâns de nevoi, pentru că acasă rămăsese fără loc de muncă. Dar despre odiseea existenței sale vorbește mult mai convingător domnul inginer Ion Anton. Bine ați venit la întâlnirea noastră. Vă mulțumesc pentru invitație. Bună ziua tuturor telespectatorilor, tuturor concetățenilor pe care oriunde am fost în lume i-am purtat după cu mine. Așadar, de unde ați plecat? Unde ați ajuns și de ce reveniți atât de des la matcă? După 34 de ani și 9 luni, ca să fiu corect, matematică, inginer, așa trebuie să fie, m-am trezit fără loc de muncă. Viziunea unor spirite care nu totdeauna reușesc să-ți facă răul pe care îl doresc, ci uneori îți fac binele pe care nu-l doresc. Mie mi s-a făcut un mare bine și pentru asta le mulțumesc. Bănuiesc, sper, ca măcar o singură ureche din cei care au încălcat flagrant legea 31 după 18 ani de muncă la Pangran, în mai multe etape, inclusiv cea de director, ales de oameni, o trebuit să iau altă cale și am luat calea cea mai, să zic, mai curajoasă, America. Știe toată lumea, America este lumea cea mai civilizată, unde orice om își găsește loc. Aș vrea să punctez ceva foarte important, că eu am fost în mai multe țări, chiar dacă am fost numai ca și vizitator. America este singura țară din lume care nu are sentimente naționaliste. Acolo își găsesc loc toți care se duc. Numai că America are o vorbă la immigration. Nu există obligație să primească pe cineva, ci fiecare primit să bucură de un privilegiu. Deci această țară de adopțiune trebuie iubită, trebuie respectată, trebuie onorată. Nu toți cei care pătrund în ea fac treaba asta. Eu m-am bucurat de primirea la sânul ei și am împlinit pe data de 4 aprilie 20 de ani de America, unde am avut 4 importante căi de parcurs. Cea profesională, inclusiv ca inginer chimist, cea de condei, am scris mult în America ca să-mi ostoiesc și mie dorul de țară și în același timp să nu las sufletele românilor de acolo să se cătuiască, să se înstrăineze de țară. De asemenea, am avut și am încă la 73 de ani un rol de, sărut mâna, social worker, asta înseamnă grija de bătrânețe. Eu însumi fiind bătrân, dar dacă puterile mă țin, mă ocup și eu de alți bătrâni care au mai multă nevoie de ajutorul nostru celor din jur. Deci ați răspuns și la întrebarea mea, de ce așa des la matcă ați scris ca să vă ostoiți dorul de țară. Sunt convins că așa este. Am înțeles că acolo, în Los Angeles, California, trăiți în mijlocul unei mari comunități de români plecați din țară. Vorbiți-ne, vă rog, despre viața românilor din această parte de lume. Da. Eu am cunoscut și viața românilor imediat după Revoluție, când ei trăiau într-o atmosferă de biserica unde se întâlneau era
un colțișor de țară, era patria practic. Pe parcurs după 90 s-a diluat acest sentiment, această dragoste de țară, s-a diluat pentru simplu fapt că a avut voie să vină în țară. Deci să-și îmbrățișeze țara din nou și atunci biserica nu a mai jucat același rol în sufletele și în cugetele lor care îl jucau atunci. Deci eu am fost ca turist întâi în 1990, am găsit o comunitate foarte puternică, foarte bine ancorată în atmosfera trăirii de țară, de patrie, și atunci am să vă spun aici o aforism al lui Heinrich Heine, mare poet german, că cea mai bună poezie despre luna mai se scrie iarna la gura sobii, și cel mai adânc sentiment patriotic este atunci când ești departe de țară. Și eu o să exemplific prin mai multe treburi care să le spun, o să exemplific că este adevărat ce vă spun, nu este o simplă constatare teoretică, este o realitate extraordinară, da. Atunci oamenii se întâlneau, făceau picnicuri, chemau, invitau și aveau ocazia să primească foarte mulți oameni de cultură românească care mereu le împrospăta, sufla peste praful care se așeza peste uitarea de țară. Ați plecat în California cu întreaga familie, da? Nu, întâi am plecat eu cu soția ca turist și am încălcat oarecum regula americană de imigrație și am rămas acolo. Am beneficiat în această direcție și vreau asta să o punctez și atunci vă răspund și la întrebarea cum e cu comunitatea românească din California și de America în general. Orice om care merge în lume și ia cu dânsul două bagaje, cel subzistențial și cel duhovnicesc. Eu le-am avut pe amândouă pentru că la mine și feciorul și ginerile și cuscru, preotul Frunză, sunt preoți. Și atunci și eu m-am integrat sau m-am aliniat acestei stări de îmbrățișare duhovnicească a laturii vieții, cea de suflet, cea de credință. Și deci când m-am dus și am văzut comunitatea românească de acolo, m-am simțit foarte atras de felul în care se întâlnesc la biserică. Biserica la care am ajuns eu și cred că din întâmplare chiar este cea mai veche biserică din California. Când am mers eu în vizită în 90, era una singură, cea construită în 1939, Biserica Sfânta Treime, așa, și de atunci sunt deja 11 biserici și misiuni la ora aceasta, după 20 de ani de America. Lumea crede, lumea investește în sentimentele lor duhovnicești, chiar dacă nu toată lumea îmbrățișează credința. Asta e treaba fiecăruia. Confesiunea este o opțiune a individului. Fiecare cât simte nevoie să ancoreze în viața lui duhovnicească. Și acolo am cunoscut o mare comunitate de români. California, datorită climei în primul rând, și eu tot de asta am îmbrățișat California, pentru că are o climă permanent caldă. Cea mai joasă temperatură este pe la Crăciun, 15-20 de grade Celsius, și atunci îți dă un sentiment de confort deosebit și dacă te înveți cu el, nu poți să-l mai părăsești. De exemplu, mă bătea gândul să mă întorc în țară. Nu știu dacă după 20 de ani de căldura Californiei aș putea să rezist la iernile noastre când tremur și mă trec fiorii numai când văd că e minus 30 de grade și la mine umblăm în maiou sau în bluză subțire. Da. Și mă întorc la ce v-am spus. Am nimerit la o biserică unde protoiereu de Iași, protopopul, cum spunem noi, este un buzoian. Un om care a slujit în Anglia 7 ani și are 33 de ani de slujire în America, din care 33 sunt în California. E cu multă credință, cu bună credință și a avut grijă să fie un adevărat păstor și este un adevărat păstor pentru că acolo pe unde trece adună lumea
în jurul domniei sale. Se numește preotul Constantin Alexe. Eu nu numai că m-am apropiat de dânsul și nu numai că dânsul m-a adoptat, dar aș vrea să vă spun, sunt cântăresc la strană, știu slujba pe de rost, pentru că la 8 ani spuneam și în România crezul la biserică, pentru că am rămas fără tată la 8 luni și era un sentiment de acesta, de comuniune cu Dumnezeu. De asemenea, vreau să vă spun și e important să știți treaba asta, noi mergem cu colindul o lună de zile. Luna decembrie toată? Da, aproape toată, pentru că distanțele sunt foarte mari și nu cuprindem într-o seară mai mult de 5, 6, 7 familii. De asemenea, cu Boboteaza. La familiile de români? La familii care ne primesc și ne cheamă. Și vreau să vă spun că avem 10 de colinde care nu știu dacă chiar în România se cântă toate. Nu știu dacă, că de-aia am vrut să-l invoc pe Erich Heine. Patriotismul acolo este foarte adânc, foarte puternic și atunci și cultura este dusă, este asimilată de cei care trăiesc acolo, nu neapărat de toți, dar de majoritate, da. Și cu mare bucurie vă spun, când auzi invocându-l pe Coșbuc cu Crăciunul. Deci biserica are un rol foarte important foarte în aceste important. Comunități de, foarte de important. Români. Dar rolul vine de la spiritul preotului. Este un adevărat păstor. Este un om cu o credință deosebită. Aș vrea să vă spun și nu să-i fac reclamă. Este unul din cei mai mari internauți din California și dacă îl veți căuta, există vreo 3 website-uri și e-mail-uri unde îl găsiți cu cultură religioasă deosebită, care nu le găsiți peste tot. Nu vreau să spun mai mult decât cei care vor fi curioși să se ducă pe internet și să internet preotbiserica.org și acolo vor găsi, sunt mai multe e-mail-uri. Este un spirit extrem de penetrant. O scris o carte, de exemplu, despre comuna natală, Dâmbroca, foarte frumoasă, foarte interesantă și acum este spre finalizare la autobiografie, care de asemenea este cu o încărcătură deosebită de exemple pozitive. Deci la 22 de ani era la Londra, acolo și fost hirotonit, pentru că era a fost coleg cu preafericitul Daniel, dar nu asta l-a format ca om, ci el însuși prin sine un om deosebit. Ei, mă întorc atunci să vă spun că la noi cultură înseamnă un tedeum la fiecare zi pe care poporul român o sfințește cu sufletul. E vorba de 15 ianuarie, ziua lui Eminescu. Eu conferențiez de peste 15 ani despre această zi și mă străduiesc totdeauna să o fac din alt unghi ca să nu plictisesc auditoriu despre moartea lui Grigore Vieru din 18 ianuarie și am să fac o paralelă specială. Eu am fost un bun prieten cu Grigore Vieru, m-a luat, m-a asimilat, m-a primit în preajma lui și m-a ridicat prin prezența lui. Am fost la festivaluri și el a fost în America și eu aici m-am dus cu dânsul. Deci am înțeles că sărbătoriți comunitatea de români. Toate. 27 martie și ziua Regelui și ziua Independenței și ziua Unirii. Ortodoxe. Da, absolut. Și ce alt gen de evenimente mai organizați pentru cunoașterea culturii, păstrarea tradiției? Da, suntem în întâlniri permanente cu comunitatea românească ca să pe unii să-i facem să nu uite de țara lor, iar la alții să o îmbogățim, să o împrospătăm, să o înălțăm, dacă vreți. De exemplu, duminică pe întâi a fost Hramul Bisericii, Sfânta Treime. Luni era Sfânta Treime, dar pentru că lumea nu prea are timp să participe luni, când lumea se duce la lucru, americanul are un mare cult pentru muncă și dacă timpul o să-mi permită și dacă o să vină vorba, o să vă spun ce înseamnă cultul, dacă eu la 73 de ani am 4 activități. Nu am spus-o pe a patra, că din iulie 96 am avut șansa să-l întâlnesc pe domnul Constantinescu, care își făcea campanie electorală în America, și atunci am fost invitat de Consulatul General al României, de domnul Consul General Aron,
la campania electorală. Și de atunci până astăzi, sunt 18 ani trecute, ba nu, în iulie se împlinesc de 18 ani, n-am făcut nicio pauză. Am fost permanent chemat și am făcut parte din toate comisiile de vot și când văd că se discută pe această temă, nu tocmai ortodox, că diaspora ar face și ar drege, eu vreau să vă spun că e o corectitudine pe care aș dori o să fie și în țară. Acea corectitudine de acolo. Din cele ce mi-ați spus, am reținut că faceți parte dintr-un Consiliu Mondial al Românilor. Ce face acest Consiliu? Mai exact, cum îi reprezintă pe românii de pretutindeni? Da, vedeți, eu nu pot să nu fiu corect față de postura noastră. Acest Consiliu Mondial al Românilor, oricine și-ar imagina că ținem în brațe toți românii din lume. Nu. Nu este așa, datorită dispersării, datorită distanțelor extraordinar de mari. Dar rolul nostru principal este să apărăm drepturile românilor de dincolo și reușim să facem treaba asta. Aș vrea să vă spun că în 2004 chiar am avut un congres la Vatra Dornii cu Consiliul Mondial Român, unde au fost invitați foarte mulți români care au fost împrăștiați în lume de vicisitudinile vieții. De exemplu, au fost foarte mulți din Uzbekistan, mulți români, mulți băsărăbeni, au ajuns acolo și nu s-au mai întors în țară, dar mulți n-au plecat de bunăvoie. Au fost împrăștiați de tătuca Stalin în vremea respectivă, în toată lumea. Și atunci mulți, dacă și-au găsit locul, confortul, unde și-au găsit, au rămas acolo, dar duc mai departe tradiția românească, moldovenească, pentru că eu când zic Moldova, zic România, știu de ce, eu conferențiez în fiecare an pe 27 aprilie despre această parte a țării, răpită în 1812 și a căror suflete au rămas cu patria mamă. Și o dovedesc de fiecare dată la 27 martie, vreau să vă spun că au fost primii care au dorit unirea cu patria mamă la 27 martie 1917. Chiar dacă unirea a avut loc în 1918. Deci rolul nostru ăsta este să ținem legătura viu un românism în toată de care toată lumea are nevoie și asta nu înseamnă că toată lumea ni-l acceptă, l-asimilează, dar aș vrea să vă spun că prin acest Consiliu Mondial Român în 2009 un grup din America de vreo 12, din care din California am fost 3, am vizitat prin invitație de către Ministerul de Externe, am vizitat televiziunea românească, am vizitat Parlamentul, amândouă camerele unde ne s-au vorbit de reprezentanții, așa. Am vizitat Patriarhia, unde ne-a primit însuși prefericitul Daniel și am avut ocazia să stăm de vorbă o oră cu domnul președinte Băsescu. Am scris un articol mare atunci și am spus când politica, nivelul politic în România era, dădea în clocot, domnul Băsescu și-o găsit timpul să discute cu noi o oră. Și fiecare și-o spus punctul lui de vedere, chiar opțiunea politică. Că nu toți erau cu domnul Băsescu. Înțeles. Da. Spuneați că în cele din urmă ați reușit să profesați ca inginer chimist. Da. Profesie de unde ați ieșit la pensie. Ca pensionar, ați început să activați în mai multe asociații pentru sprijinirea persoanelor de vârsta a treia, dacă am reținut eu bine. Da. Cum se îmbătrânește pe alte meleaguri? Mai frumos, mai bine, mai liniștit, da, da. Cu sau fără grija zilei de mâine? Sunt fericit că mi-a spus această întrebare, dar aș vrea să o iau de acolo, de la roabă, de la sapă și lopată, unde 2 ani de zile am lucrat, că șeful meu a văzut cam ce conțin eu ca individ, m-a întrebat, ce cauți tu aici? Și am spus, am venit să mă dezintoxic. Și m-am dezintoxicat în 2 ani cu roaba și lopata și după 2 ani am văzut că într-o companie, Trifte Oil Company, care avea și o companie de refinery, de rafinare, dacă folosesc un termen, nu-l fac din snobism, mă ia limba pe dinainte. Deci aveam
o mare rafinărie și în același timp aveam vreo 423 de stații de benzină unde vindeam produsele rafinate de noi, dar unde, de-a lungul vremii, recipienții, rezervoarele fiind făcute din metal, s-au corodat datorită elementelor din hidrocarburi și au curs în pământ cantități imense de benzină. Cu acest lucru m-am ocupat eu, cu dezintoxicarea pământului, a aerului, a apei și a solului. Deci a fost o profesie legată de mediu, de protecția mediului. Environment, protecția mediului, corect. Da. Și eu mi-am găsit repede acolo loc și pot să spun că am încălcat într-un fel regula, legea, că nu mi-am dat examenele de diferență ca inginer, în afară de faptul că aveam în România pe diverse probleme. V-am spus că am fost și, sau n-am spus, amintesc acum, am fost și șeful fabricii de morfină de la terapia Cluj, din Viseu de Sus. Deci aveam o experiență, am predat multe ore și la Liceu de Chimie și la Tehnoton și la Liceu de Transporturi și atunci aveam oarecare experiență și onerii, deci patronii, fiind români, m-au luat fără să mă pună să mai dau examene de diferență și s-au convins că nu a fost nevoie. La vârsta mea eram deja la 57 de ani, 56 de ani, când eu m-am apucat să fac din nou inginerie. Așa. În ce consta această dezintoxicare a pământului? N-am să fac o prea mare descriere, dar în esență, niște aparate excepționale de detectare a poluanților, exact, elemenților poluanți, parcă ați fi chimist, așa, și au existat niște sisteme foarte sofisticate care funcționau parțial cu toxina de benzină a solului și numai parțial era alimentată cu butan, cu gaz metan, cum spunem noi, mă rog. În esență, funcționa cu cu boala pământului. Și atunci ieșea. Aerul ajungea ca, după ardere, sub formă de vapor de apă și bioxid de carbon. Asta este rezultatul arderii. Solul se dezintoxica extrăgând din el boala, așa, și apa cu niște sisteme imense de cărbune virgin de nucă de cocos filtram și reținea, avea această capacitate de a reține impuritățile mecanice și toxicitatea care o avea, gazele care erau întrânsă. Așa, și ajungeam după câțiva ani, am avut și eu această bucurie ca după 10 ani de inginerie chimică acolo, să fie apa potabilă. Că nu încetam dezintoxicare decât în momentul când simțeam, când vedeam că rezultatele la analiză erau acestea. A fost o mare bucurie pentru mine. N-ați epuizat răspunsul. Cum se îmbătrânește acolo? Păi stați că asta este un capitol special. Nu știu cât timp îmi dați, dar este un capitol special. Ca să vorbesc, am vorbit și în România la vreo două cenacluri, la o conferință de la Piatra Neamț despre acest lucru cu bucurie și am văzut că au fost oameni care au reținut treaba asta și m-au sunat chiar după ani de zile. Și tineret. Și mi-a plăcut ce ați spus atunci. În esență, în România, tata, mama, bunicul îl duce pe fiul sau pe nepot până are vreo 40 ceva de ani. Și în momentul când ăla și-a realizat o viață confortabilă, uită de bunici, de părinți, de tot din jurul lor. Acolo este invers. Copiii își capătă o independență financiară, o independență socială foarte devreme. Pur și simplu se duce ea de la magazin o traistă cu ciocolate sau cu bomboane, se duce și le vinde la ușile oamenilor. Și oamenii îi primesc cu dragoste pentru că văd că copiii ăia vor să trăiască independent financiar. Deci părinții sunt părăsiți foarte devreme. Intervine rolul statului, care este extraordinar și nu cred că voi fi crezut de multă lume, dar eu o spun. Când ajung la bătrânețe, și nu numai atunci, când nu au posibilități. Există un termen care se numește olfer și vă spun nu cu ură, nu cu invidie, dar am avut mulți pensionari care n-au lucrat o zi în America
care au avut și au pensii mai mari ca a mea. Cu toate că punctez, în România după 34 de ani am 400 de dolari pensie și acolo după 10 ani ca inginer chimist am 900 de dolari pensie. Asta este o altă chestiune, baza materială, deci eu nu spun ca să fac o comparație răutăcioasă. Dar am vrut să vă spun că m-ați întrebat de confort, cum îmbătrânim. A doua treabă, aici este, aș putea spune, apogeul vieții bătrânilor din America. Eu sunt soțul, da? Dacă soția mea s-a îmbolnăvit și eu am grijă de ea, statul mă plătește cu 12 dolari pe oră pentru toate orele care le consideră că eu mă ocup de persoana respectivă. O hrănesc, o duc la spital, o spăl, ce fac eu? Îi dau medicamentele? Toate astea sunt calculate și omul primește. Deci fie că e soțul, fie că e soția, fie că e bunica, fie că e fiul față de părinte, toți primesc bani pentru treaba asta. Pare neverosimil, dar este un mare adevăr. Eu însumi, deci în paralel cu munca de inginer chimist și cu cea de la Consulatul General al României și cu cea de scriitor, de 12 ani și eu am avut mai mulți bătrâni în subordine de care am avut grijă și pentru care am primit bani uneori mai mult decât salarul. Bani frumoși. De asemenea. I-ați primit de la familie sau de la nu, stat? Nu, de la stat. De la stat. Păi de unde sunt de familia? Vă spun tot așa în paralel că, virgulă, cunosc persoane care n-au lucrat o zi în America și care au avut pensie mulți ani. Cunosc oameni de 28 de ani, de exemplu. Cunosc nominal, n-are importanță asta, deci nu-i nominalizez. Și când n-au mai putut fi ajutați nici de oameni ca mine, de social worker, i-au luat în niște rehabilitation-uri, niște aziluri. Cămine speciale, da. Știți cât se cheltuie cu unul de ăsta? Între 3.000 și 3.700 de dolari pe lună. Închipuiți-vă, mare, un om care nu face nimic. Diferență. Ei, această America nu merită, dincolo de problemele ei politice, de amestec cu ei în alte treburi ale lumii, nu o să găsiți nicăieri în lume așa niște avantaje, așa o atenție față de bătrâni. Și față de om în general. De om în general, sigur că da. Ori de câte ori reveniți în țară, aproape de în fiecare an, nu vă lasă inima să nu dați o mână de ajutor oamenilor care au nevoie, mai ales acolo, acasă, la dumneavoastră, unde v-ați născut. Ce vă îndeamnă la asemenea fapte? Dragoste de neam și țară, în esență. Dar aș vrea să vă spun că unde mă mișc și eu, mulți cred că acolo dolarii cresc în copași. Mulți cred treaba asta. Nu. Eu din puținul meu, din economiile mele, din această paralelă că am lucrat și ca social worker și ca salariat și din scris n-am primit niciodată nimic, pentru că nici n-am vrut. Dar m-au publicat acolo, n-am spus-o la vremea respectivă, două ziare, trei în California, Meridianul Românesc, Clipa și USA Miorița, ca să-i zic așa, și pe coasta de est, în Georgia, Rumenian Roots, Rădășini Românești. Am fost publicat și în Basarabia, sunt publicat și acum încă și în România, la familia din Baia Mare, la Amurg Sentimental, da? Și aici mi-am publicat Sonetul Vieții, dacă Dumnezeu mă va ajuta să pot spune din memorie, am să vă spun din memorie acest sonet al vieții, da. Dar chiar vă rog să-l spuneți. Sper să memoria să nu mă joace feste, că la vârsta asta se mai poate întâmpla și de emoție. Atât cât vă amintiți. Eu zic că da. Trudind Golgota vieții am urcat. A fost și greu, dar m-am și bucurat. Trecutul a fost atât cât l-am trăit. Plantat în glastra vieții încet s-a ofilit. Prezentul se petrece tot la fel. Se spulberă în urmă nevăzut și el. Și așa își trece viața, inexorabil drumul, ca umbra sau ca ceața sau ca fumul. Am vrut a scrie poeme, dar n-a reușit a scrie decât un biet sonet, sonetul vieții. Frumos. Da. Deși o pregătire tehnică, aveți o pregătire tehnică,
de specialitate, cochetați cu poezia și ne-ați semnalat că ați publicat atât în țară cât și în multe reviste de străinătate. De unde astfel de vibrații sentimentale? Vedeți dumneavoastră, când v-am spus, eu v-am spus numai o parte din adevăr, că atunci când te duci acolo, te duci cu traista, cu mâncare pentru trup și cu sufletul încărcat duhovnicește. Eu aveam o întrebare mereu care mi-o puneam după 34 de ani în România de muncă. De ce? Cum să poate? Cum să poate? Și atunci am început să scriu. Și unul din, eu știu, colaboratorii unei reviste, Clipa se numea, chiar o am pe la mine, s-a îmbolnăvit. Și trebuia să scrie ceva despre o manifestare muzicală. Și cunoscându-mă cu directorul revistei respectiv, o citeam, o citeam cu nesaț, ca să mă ostoiesc dorul de țară, cum v-am spus și mai devreme, am zis, Patton, am să scriu eu articolul. Și l-am scris, i-a plăcut, o găsesc pe website-ul meu, Acordurile muzicii, mi se pare, poezia, culoarea și poezia muzicii. Cam așa ceva am spus, cred. Și am scris, și m-a plăcut, și am scris și alte reviste, când o Meridianul Românesc, Miorița Sua, Rumenia Ruț. După aceea, l-am cunoscut în 2002 pe Grigori Vieru. Ăsta este un capitol special pe care am să-l evoc așa cum trebuie. Nu știu, dumneavoastră, să mă atenționați când timpul expiră, dar eu nu m-am săturat de vorbit niciodată. Pentru că când ai ce spune, cred eu că trebuie spus. Da. Da. Și atunci am scris. Și am scris note de călătorie oriunde am fost în lume și în special Italia, care este o țară muzeu. Am scris niște note de călătorie deosebite, care au fost foarte bine primite și documentate din literatura americană, care este un picuț mai vastă ca a noastră, fără a supăra pe cineva. Foarte bune. Milano, cu domul din Milano, cu Scala din Milano, chiar am fost la Scala, unde am avut marea bucurie să ascult o româncă de-a noastră, Natalia Gavrilan, care a fost chemată de 7 ori la rampă și nu de noi românii. Noi eram acolo, sigur, am aplaudat, că eu am fost cu toată familia acolo, dar cu lacrimi am aplaudat. De asemenea, în muzeul Scalei exista o româncă, Cleopatra Ungher, care a trăit între 1803 și 1884, deci 81 de ani a trăit, care de asemenea, am zis, dacă a ajuns să fie în muzeul Scalei, înseamnă că a fost o mare valoare a secolului XIX. Aveți un cult deosebit pentru Grigore Vieru și alți poeți basarabeni. De unde, ce vă apropie de ei? În America am un foarte bun prieten, un actor, Anatol Răzmeriță, și aș vrea aici să fac o paranteză, eu însumi mi-am jucat într-un film Minți bolnave. Da. Am fost călugăr și am cântat Prohodul lui Iisus Hristos. Nu intru să vă spun de ce și cum. Un criminal o veni la noi la biserică să se ispășească. Real. Deci, asta era subiectul filmului. Asta era subiectul filmului. Și atunci eu v-am spus, cânt la strană, mă rog, cunosc toată slujba, nu se pune probleme. Știu cât un preot știu și eu, pentru că așa a fost viața și am simțit totdeauna că Dumnezeu m-a ținut în brațe și m-a ocrotit, chiar și atunci când eu am călcat grav morala creștină. Că bănuiesc că am călcat-o de multe ori. Noi nu știm că împăcătuim totdeauna, dar uneori o facem și cu o știință. Și acest prieten al meu, actorul Anatol Răzmeriță, care a jucat vreo 25 de ani la teatru Mihai Eminescu din Chișinău, venea din Canada în 99 în America. El e cetățean canadian. O deveni după aia și american. Prin ce împrejurare, n-aș putea să vă spun exact, m-a nimerit pe mine. Cineva m-a recomandat sau nu-mi dau seama. Oricum, o vine la mine acasă. O stat la mine. Eu deja eram salariat, unde v-am spus, l-am luat cu mine. Și-o lucra și el 10 ani acolo și-o lua și el pensie frumoasă. Deși de profesie regizor. Actor. Dar în continuare
am jucat în multe filme, am o listă întreagă cu filme care s-au turnat de comunitatea românească de la biserica noastră. Avem actori de renume, regizori de renume. Chiar glumim cu preotul uneori că facem concurență Hollywoodului. Dar asta e o treabă care nu știu dacă trebuie să-și umple cineva memoria. Și mă întorc la Grigore Vieru. El, în 2002, mi-a spus, bădiță, el așa zicea că e cu 4 ani mai mic ca mine, bădiță Ioane. Am să-l chem pe Grigore Vieru în America. Foarte bine. Eu m-am angajat, el e o fire mai retrasă, așa mai. Și eu m-am angajat să-i fac reclamă. Am citit despre el, nu știam prea multe despre Grigore Vieru, decât numele și câteva treburi acolo. Și am făcut o convocare a comunității băsarabene. Și au răspuns vreo 60 de băsarabeni prezent. Și le-am ținut acolo un cuvânt, așa, că să-l întâmpinăm, să fim alături de el, mă rog, dar alături de el am fost eu și cu actorul acesta. El locuia la biserică într-un apartament, prietenul meu, Anatol Răzmeriță, și l-a chemat și a aprobat și a venit. Atunci eu m-am ocupat o leacă de el, prietenul meu o leacă mai taciturn, așa, și l-am dus la San Diego, la Las Vegas, la San Francisco, la mai multe, Sacramento, oriunde am mers cu el, vă spuneam și în întâlnirea noastră de luni, a fost primit ca un bun prieten a tuturor comunităților. Chiar dacă erau de altă confesiuni, că sunt și ehoviști, și baptiști, și penticostali, și chiar aș spune că alea sunt comunități mai mari ca cele creștin-ortodoxe. Peste tot l-au primit excepțional. Și noi ne-am simțit foarte bine. Dar am primit toate cărțile lui, oriunde a mers, el își evoca trecutul, un trecut sumbru, și el a fost orfan ca și mine, cum spunea și el, o mâncat. Asta va apropia și mai mult. Da, mânca și el borș de știr și cum o prins și el foametea din 46-47. În Basarabia s-a manifestat chiar cu canibalism, oricât ar fi de necrezut, și mi-a dat exemple. Dar asta e latura urâtă, tristă a existenței, așa că eu am să mă ocup numai de cea culturală. Și într-una din seri, când stăteam, i-am luat un larg interviu, care îl găsesc pe website-ul meu, de 5-6 pagini, un interviu i-am luat, care a fost publicat în mai multe ziare de acolo. Și într-o seară, el se ducea mai devreme să odihnească, că nu prea dormea. Dar, fiind mai obosit, așa, se retragea. Eu mai rămâneam cu prietenul meu la un whisky și iese deodată din cameră pe 11 decembrie 2002 și zice, băi, copii mei, cred că am scris ceva. Ia să vedem, bădiți. Și-a scris o poezie de recunoștință Californiei, dar înrădăcinată în sentimentul patriotic, în țara noastră, cea dragă. Sper tot așa ca să pot să o spun. Ea să cântă, dar nu vreau să zgârii urechile teleascultătorilor și am să o spun numai ca vers. Mi-e dragă California, pământ de floare și de stea, pământ frumos, dumnezeiesc, cum e și plaiul românesc. Mi-e dragă California, cum dragă mi-e și țara mea. Mi-e drag acest pământ mereu, că el e și pământul meu. La fel e prăznuit și aci, Hristos în tainica lui zi. Păcat că la Crăciuni curați nu cad și fulgi ca în Carpați, în California nu nici niciodată. Pe tine te iubesc, Olean, pământ frumos californian, frumos din mila Domnului, dar și din truda omului. La aceste 4 strofe există un refren excepțional, cum numai Grigore Vieru putea să-l simtă. Da, atât ai de dulce, atât ai de dulce California. Păcat că nu curge, păcat că nu curge Prut și Dunăre prin ea. Ce frumos! Da, cântată e și mai frumos. Pentru că trăiesc la mii de kilometri de țară, unde dorul de casă nu vă lasă, cum spune un cântec de pe la noi. Cum se vede de acolo globalizarea, intrarea românilor în lumea, în imensitatea lumii? Da, da. Mai rămâne ceva românesc în cei plecați de acasă? O, sigur că da. Eu am scris mult despre treaba asta și am scris chiar ca un îndemn. Cel care își pierde limba și tradiția, cultura, este o frunză în vânt.
să neacă în Oceanul Lumesc. Am scris mult despre treaba asta și m-am străduit chiar să inoculez permanent acest simț al tradiției, al culturii românești. Este și o altă categorie de snobi, pentru că aș vrea să vă spun acum ce fel de români vin în America. Vin o parte ca să-și facă un trecut. Mulți își creează biografii extraordinare și ei săraci nici nu știu să vorbească, nici să scrie. O parte ca mine, care se duc acolo ca să trăiască, deci să trăiască prezentul, și o parte ca și copiii mei, care își fac un viitor și își-l fac, să știți. Vreau să punctez treaba asta, nu-i vorba numai de copiii mei și nici nu vreau să punctez treaba asta. Copiii noștri care vin în America, unii la concursuri, alții la festivaluri, alții, și am cunoscut și am scris despre acești copii, sunt extraordinari. Pleacă de acolo cu diplome, cu titluri, cu... am prieteni care lucrează la NASA. Și tot dumneavoastră ați spus-o că școala românească acolo... Și cea de medicină, în primul rând. Este... Deci fata mea este un doctor foarte bun acolo, dar nu datorită ei, ci a școlii românești de medicină, că eu cunosc mai mulți doctori acolo, care onorează extraordinar școala de medicină românească și eu aș putea să spun ca și patriot că cea din Iași. Da. Frumos. Da. Pentru că ne apropiem de sfârșitul emisiunii, cum vedeți sonetul vieții pentru cei care visează să plece de acasă pentru a-și împlini un viitor, a-și face un viitor mai bun în altă parte? După o atât de bogată experiență materială și spirituală, ce le recomandați? Eu le-aș recomanda să nu plece niciodată din țară. Asta e esența problemei. Văd și admir oameni care se întorc în țară. Pentru mine e un pic cam depășit timpul, e cam depășit. V-am spus, în primul rând, clima este aceea care mă cam oprește să mă întorc. Primul este clima, apoi este infracționalitatea din România. Cred că de multe ori aș fi omorât crezând că am bani și ar constata cu durere că eu n-am de fapt. Sincer vă spun, așa am gândit și chiar acum când am venit cu acest gând să mă întorc în țară. Nu cred că m-a convins vreun fenomen, nu m-a convins să vin. Dar aș spune să nu-și părăsească țara, pentru că dorul de țară mistuie. Mistuie, ne îmbătrânește mai repede decât trebuie. Eu am plecat un pic mai bătrân, deci nu se mai cunoaște că dorul de țară. Dar vă simt emoțiile și în această clipă. Normal, așa este, cum să nu? Când un om, un singur om, dacă din cei care mă vor privi mă cunoaște, eu voi fi fericit. Pentru că am vorbit în fața neamului meu. Acolo țin multe conferințe. Să știți că și acolo am fost la câteva posturi de televiziune. Mi s-au luat diverse interviuri pe diverse teme. Inclusiv Mihaela Crăciun, mi se pare că e și ancă, nu? Da. Și ea mi-a luat un interviu acum vreo 6-7 ani și l-a dat, mi se pare, chiar și în România pe postul de televiziune, dar nu mi l-a luat numai mie. Atunci l-a luat la mai mulți. Da. Sfatul meu ar fi susținut de o poezie care o izvorât din durerea mea față de cei care părăsesc țara și de durerea a sufletului meu că mi-am părăsit țara, și am numit-o Pe cărările globalizării. Vă rog. Când v-am spus despre globalizare, aș vrea de asemenea să spun că globalizarea este o dezumanizare. Țările mari dezvoltate au dorit să găsească o piață de desfacere în țările acestea micuțe și o forță de muncă prost plătită. Eu însumi, chiar dacă acolo, pot să spun că m-am realizat. Dacă copiii mei s-au realizat acolo, m-am realizat eu. Și totuși tânjesc și mă uit înapoi la țară. Păunescu, în 2004, mi-a luat un interviu, vă spuneam eu și luni, care l-a publicat în două numere, și primul, când m-a întrebat mi-e dor de țară, eu am spus nu, că am luat țara cu mine. Așa o și numit o parte a interviului, și al doilea, America, o țară dictaturii legii. Și de asemenea, o numit așa,
Și v-am spus despre ce e vorba, acolo și a privi o femeie mai insistent și mai nerușinat se numește harassment și ești pasibil de pedeapsă. Aș vrea să spun că au fost români expulzați din America pentru că i-au spus unei doamne că ce sunt frumoși ai, de exemplu. Asta este harassment. Deci reciprocitatea în respect trebuie să fie la ea acasă. Și atunci am să încerc să vă citesc, sper să reușesc. Da, l-am intitulat pe cărările globalizării, dar am luat un aforism. Ubi bebei patria, unde-i bine este țara, este patria. Tu pe planetă astăzi rătăcești, uite de unde vii și încă cine ești. Cu foamea ta de viață din via tuturor, plecările din vatră, pe neamul tău dor. Ești doar o frunză moartă, plutită la întâmplare, suflată de furtună ca fulgul dintr-o floare. Ca adevărul gol te arățați tuturor, plecările în lume, pe neamul tău îl dor. Azi ești doar pribeagul ce îngenunchiat în rugă, te crezi în libertate, dar ești numai o slugă. Trezește-ți astăzi simțul și fă-l prevăzător, plecările umile, pe neamul tău îl dor. Acolo tu, spinare, ți-o încovoiești pe brânci, umblând să cauți doar culcuși sau să mănânci. Ridică-te din țărnă măcar într-un picior, plecările aiurea pe neamul tău îl dor. Aflându-te în gloată, fugar și hăituit, de câte ori nădejdea de om nu ți-a murit, ai plâns, te-ai zvârcolit sub ochii tuturor, plecările în străini pe neamul tău îl dor. Să știi că viața e o undă trecătoare, din țara ai plecat și ești în lumea mare, purtând povara grea a amintirilor, plecările din glie pe neamul tău îl dor. Acolo ești ca robul ce cați o nouă viață, doar dragostea de neam ți-a mai rămas măreață. Vorbesc prin noi străbunii, prin contul tuturor, plecările de acasă pe neamul tău îl dor. Și dacă doar speranța deșartă ți s-o stânge, veni vei iar, iarăși viu la frații tăi de sânge, că bine te-ai simțit numai în lumea lor, întoarcerile acasă, serbarea tuturor. Vă mulțumesc mult pentru această sinceră și deschisă convorbire pe care am avut-o. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori. Până la o nouă întâlnire, toate bune! Eu mulțumesc din toată inima mea de român tuturor acelora care vor sorbi din vorbele pe care le-am spus. Vă sărut una și vă mulțumesc! Cu multă plăcere!